La Grigore Alexandrescu și Parcul Monument de Reabilitare, inclusiv cu piste de biciclete, s-au organizat 3 licitații la care nu am avut niciun câștigător. La segmentul de Calea Galați, dintre Dorobanți și Independenți, au fost organizate 5 licitații la care nu a existat niciun participant. Am semnat deja documentele, suntem în SEAP în momentul de față. Am lansat deja licitația publică pentru reproiectare ca urmare a faptului că de la data depunerii documentației și aprobării contract de finanțare europeană și până în prezent, prețul materialului a avut o adevărată explozie pe zona respectivă și atunci niciun constructor nu dorește să participe. Se dovedește încă o dată că lucrările nu au fost supraevaluate, dar ca urmare a creșterii materialului este nevoie să facem o reactualizare și proiectare separată, lucru care se întâmplă deja pentru atât pentru Grigore Alexandrescu cât și pentru Calea Galați. Suntem în perioadă de licitație publică, în momentul de față.